Opri. N-are nimic. Nu. Dar nu scoasă, mă. Care, mă, că nu-i scoasă? Bă, chat, nu-i scoasă. Asta e de 40 de secunde. N-are, mă, n-are cum. E de 40 de secunde. Doamne, bă, doamne! Bă, scoală, bă! Într-o zi o să mor. Sebi Trans vine cu timp de, Sebi Trans vine cu membru timp de 3 luni. Salut, Boștrogle, salut, Sebi Trans, te pătat taia! Ia uite, băi, timp de membru de 3 luni e Sebi Trans, voi vă dați seama. Membru de 3 luni. Te pup, Sebiță. Bă, dar nu găsesc melodia nouă, vorba francezului. 2012. Ia, mă, dacă scriu așa. Bă, chat, nu e, n-are cum să fie. Deci și asta acum o oră, da? De la Bișpis. O, de-o scoasă Bișpis Festival, fiți atenți. Nu e și, nu e bre, ba, da, trebuie să fie, n-auzi că e să-mi e cineva că e și stat așa, nu, că nu mă las. Uitați, gata, o găsi, o găsi. Ia. S, nu așa. S, H, E, I, S, H, E, I, K. Bă, chat, să mor dacă o găsi. Bă, o melodie frumoasă, măcar 30 de persoane pe live. Așa de început. Ups, nu trebuia să vedeți ecranul meu. Da. Se oprește așa, gata. Bun. Bine, nu că așa mai ceva, dar mă rog. Hai să mai aici toată lumea, salutul pe chat, vă pătataia și bine v-am regăsit la un online blană. Bob aici alături de tataia chat. Tataia când încep cu live-uri zilnice. Bă, chat, de săptămâna viitoare o să începem cu live-uri zilnice, pentru că sâmbătă mă duc cu Uzi. Sâmbătă mă duc cu Uzi și cu... O să mai vedeți după aia. Care, ce și cum, gen, care sunt toate chestiile acolo la horror. O să facem live horror. O să fie mult mai multe persoane, suntem convinși pe live atunci. O să treacă multe persoane, că o să facem toți live care ne ducem. Dar o să fie ceva interesant rău de tot. Până atunci aici ce să salutăm aici, toată lumea să începe să salutăm aici pe chat lumea. Ce server e? La în descriere, Xenon România Roleplay se numește. Ce faci, tate? Câte minore? Mă, mă. Bă, n-am, bă, bă, n-am, bă, că a schimbat orașul, bă, nu mai sunt. Și nu erau minore. Gen, pe orașul ăsta, pe orașul celălalt nu ne pasă. Uite-o pe la taxiul. O, nenea cu taxi! Teșa! Gogule, m-auzi? Gogule! Gogule, ăla-i taxiul meu, bă! Bă! Iote, iote cheva aici! Bă, n-ai cu cine. Tata e unde e? Nu știu unde e. Tata e adus tu pateu pe live la donații. Aduce pateu. Bă, nu bă, chat. Că mănânc sâmbătă pateu. Gogule! Stai bă, dracu, Gogule! Ăsta aici, bă! Să fiu al dracu. S-a dus. Nu e... Lasă, Gogule, că mă duc pe jos! Să fiu al dracu. Dați-vă cu vaselină că scârție asta. Voi n-auziți. Salutat aia, nu începi tu o sticlă de gin? Vreți o sticlă de vin? Vreți o sticlă de vin, chat? Una mare și ea? Deci fiți atenți! Aduc vodcă. Mamă, 30 de felii. Să fiu al dracu. 30 de felii. Îmi dai și mie 10 lei pe Revolut până ieri. Da, mi-a plăcut asta. Îi vrea sau alaltă, când îi vrei.
Uite, mă, s-a dus dracu' ăsta. Tataie, dă-i drumul la Romplay. Tataie, ai încercat server Pro Kings? Da, dar nu-mi place. Asta zic, tataie, face live până începe Uzi? Da, face live până începe Uzi, la și jumate începe Uzi. Dar, trebuie să sun jope. Bă, ia stai mă așa. Facem noi un ticket la admin, că taxiul meu a bubuit. Cheamă un admin. Tata așa, că eu zic la admin, domne, am chemat un tax... Yes. Să trăiți, cu stima și te respect, domnul Geraș, domnul Geraș, avem așa o problemă. Nașt, zic. Am chemat și eu un taxi și nu o să mă credeți, dar a fugit de mine, s-a urcat pe coastă și a bubuit și după aia a murit. Uite-l. Gogule, dă-mă taxiul cu oameni. Ha, Gogule, mergem. Fii atent. Unde mergem? Las, să fiu al drag. Nu, crezi că e NPC. Băi, unde mergem? Băi, ești prost. Merge la showroom. La showroom la mergem, doar. La reprezentanță? Da, la reprezentanță. Să fiu al dracu dacă n-am crezut că e nebun. Că amorfă, dar 50 de mii nu te duc. 50 de mii? 50 de lei! 50 de lei. 50 de lei, domne, nu-i problemă. Fugim la ieșire. Vezi că te costă mult. Da, domne, da, nu-i problemă. Nu-i problemă. Da-ți înainte. Păi, mergem. Domne. Ha, da, domne, să mergem. Păi atât, e 100 de lei pe la domne, costă, da? Domne, să fiu al dracu, am mai venit unul înaintea dumneavoastră, nu știu cum ar dacă nu l-am văzut. Da, 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 a sărit de pe munte cu colegi de-al dumneavoastră, a bubuit, a murit săracu. Mă credeți? Nu sunt nebun. Nu sunt nebun, domne, credeți-mă, vă rog eu mult, ascultați-l, că nu sunt nebun. Hai, tai de pe Xenon aici, știu, că la 30 domne, de persoane sunt de bonus. Asta, aici, eu nu vă cred. Domne, să mor dacă vă mint! Mamă, n-am o filmare și eu ceva să dovedesc. Domne, să mor dacă vă mint! Aveți bani la dumneavoastră? Bani? Da, domne, ce? Vi se pare că sărac? Nu știu, domne, v-a zis eu ceva. Haide, domne, că nu-ți da așa sărac. Adică, am 10 lei să vă dau până acolo. Mă gândesc că cursa nu face mai mult de 10 lei. 10 lei, vreo 100 de lei face, domne. Ce 100 de lei? 100 de lei face cursa. Păi da, eu îți dau 10 lei și tu acolo, după aia treci acolo pe hârtie. Mai pui încă un 0. Mi se pare cel mai corect. Da. Hai chat, hai că la 200 de persoane... Deci fiți atenți, la 100 de persoane pe live vă aduc pateu. Și la fiecare donație dau și-o pateu ca și Uzi. Să fiu al dracu dacă vă mint. Și sticla de vodcă, nu așa. Nu recomand alcoolul, să nu consumați alcool în viață. O, Mihai! A apărut taxiul, pe bune, Mihai. Vreți chat? Să le aducem pateu și vodka pe live? Doamne, dar ce mă ocoliți, domne? Nu te ocoliți, domne, ți se pare că respect și eu regulile de circulație. Domne, păi putea să mergeți în direcția la altă. Păi am voie să fac la stânga acolo, e permisul tău sau al meu? Domne, păi aia e, că dai înainte, că nu-i permisul meu. E permisul meu, domne. Beți alcool și nu vă drogați. Bă, nu beți nici alcool și nici nu vă drogați. Că ajungeți așa ca mine de la alcool. Bă. Bă, chat, ceva e în regulă. Bă, dar asta, mă ocoliți, mi-a mai mulți bani. Doamne, dumneavoastră mă ocoliți ca să-mi luați mai mulți bani. Nu este adevărat, domne, eu respect regulile de circulație. Că nu este permisul dumneavoastră, este permisul meu. Gata, doi, dar ce v-ai enervat așa? Că mă supăr acum, nu mă dau de mașină. Păi și ce, bă, e tu pe mine cu asta? Eu respect regulile mele de circulație, domn. Păi rămâi cu regulile și lasă-mă dracu la un garaj. Ce-i garaj, domn? Uite al dracu, mă ocolește pe spatele serului. Ăsta, showroom-ului. Domne, am spus la showroom, nu în showroom. Da, mulțumesc, mergi așa. Vă costă 100 de lei. N-am bani. N-ai bani? Bă, gata, am, să mor dacă zici, domne, ce dracu, domne, nu mai știți de glumă. Gata, domne, acum, 100 de lei. Ha, mai repede, dă banii, că dacă nu, știi. Așa. Poftiți, domne. Data viitoare să nu mai sunt din zonele alea, că ar costa mai multă motorină pentru tine.
Gata, doamne, să fiu al dracu. Dar să-i spuneți colegul dumneavoastră mai seară de pe... Bine, nu mai e, că a murit. Lăsați, domne. Iertați-mă, domne, eu cu creierul am o problemă, domne. În rest sunt ok. O zi bună, la revedere. Bine, cred că și dumneavoastră aveți una mare. Ia-l dracu de țăran. Puh! La te-ar dracu să te ia și pe tine și pe ea. Ițai dracu de bețiv. Domne! Dați-vă să scoți o... Lăsați, nimic, nimic. Tataie, nu vreau Mustang. Nu vreau, ce fule, că am să mor dacă n-am mașină. A, mașină de moare lumea. Bine, aveam. Să mor dacă vă mi... Uite, bă. Bă, la 15 pe atât, da, cât începe, ok, și atunci. Tataie, nu mi s-a trimis notificarea. Nu contează, aici ne facem măcar 30 pe server să dăm... Să dăm bonus, forță, chat. Deci la 30 dă bonus primarul, era să-ți fondatorul, primarul. Bă, oamenii ia, mă, ca urmăresc așa. A, nu, nu mă urmăresc. Cel puțin nu pe mine. Haha, am scăpat, fraierilor! Am scăpat cu bazma curată. Hai să mergem noi la nepotul la casă. Până chiar unde avea casă nepot. Să mor dacă l-am atins. Ăștia-s cu poliția, nu? Bă, să... Bă! Ăștia mă urmăresc pe mine? Bă, chiar cred că suntem urmăriți. Chat, cred că suntem urmăriți. Salut, salutare, și uite bă, tata aia. Ma. Cred că suntem ca urmăriți așa. Cred că te ia garda. Nu cred că mai ia garda, suntem urmăriți. Ma. Dă-i tat. Bă! Ce dai, mă, nu ți se ajuri? Fia oracu. Bă, da. Mihai Petrișor, oprește. O, Mihai Petrișor, salută-mă tătea. Bă, dar chiar mă ia să opresc, eu poate nu fac nimic. A, nu mă urmăreau, mă, pe mine. A, ba, da, pe mine mă urmăreau. Pe mine mă urmăreau, pe mine mă urmăreau. Bă! Să mor cum am trecut pe lângă ăla. Ce faceți, băieți? Aha! Nu o să mă prind aici odată! Ma. Ups. Totodată am o problemă la calculator care poate fi... Care poate fi, îmi arată 1962 no calculating system found repeat bot, habar n-am. Ori de la placa vi... S-a mor dacă am pățit ceva! Și atunci persoane live, bine mă, hai că la 100... La 100 v-am zis, forță. Mamă, trebuie să aducem pateul și vodka la 100 de persoane. Repară primarul! Ce faci, Paula? Mamă! M-a luat oboseala uitându-mă așa în calculator. Toată ziua. Ce-ai, bă? Bă, sunt trei! Parcă erau mai puțini. Ba. Fraiere! Bă!
Să mor. Fraților! Ia-o pe off-road. Păi eu aș lua-o pe off-road, dar... Voi credeți că ăștia nu se bagă? Eu zic că se bagă 100%. Hai că am o idee. Să moară strănepoții mei. Fugi, băi! Ce pot face? Să reinstalez Windows-ul dacă ai de Windows. Cred că a scăpat. Nu se bagă. Bă, dacă pe aici gen nu-i off-road, off-road. Bă! V-a zis, bă, că se bagă 80 de persoane să moară. Salut, man, am o întrebare, cât costă o promovare la un server de Discord? Raul, dă-mi mesaj în privat că am să-ți dau serverul de la Discord-ul meu și acolo apare... Ce faci, bre? Totul. Aoleo. Bre, mai trăiești, bre? Mi se pare că e 15 sau 20 de euro, nu mai țin minte. Vorbește-mă odată. Da, domne, da, sunt bine. Domne, dar de ce mă urmăriți? Bre. Da. Ia, hai un pic cu noi, că avem niște treabă cu tine. Domne, dar săriți odată. Cine, eu? Da. Așa. Domne. Ia hai cu noi că avem un pic de treabă cu tine. Păi și mașina mea nu poți o lasă aici. Bă, iar le-am. Uite că o să pun. Uite, să chem platforma, să chem mai mult. Lua-te ar dracu să te ia. Puc! Gata. Vine poliția. Gata, dă-i ne. Gata să mor dacă nu mor de bunăvoie. La banii ăștia mor și de bunăvoie, la stai liniștit, nu te grăbi. Băieții, veniți după mine, da? Veniți după mine, băieți. Mă. Poliția! Sunt răpit! Domne! Dar n-ați vrea dumneavoastră să-mi dați mie mai bine drumul? Tataie, vrei un plumb, ceva, în gât? Nu. Păi și atunci? Poți să-l ții în mână. Să-l ții tu în mână? Nu, gen plumbul, poți să-l ții în mână. Da, să-l ții tu în mână. Mă. Ce ai făcut tataie? M-a luat... Ce dracu fi ăsta? Cred că e mafie ceva. Bre, ești bine în spate, bre? Da, nu că n-am nimic! Ia stai așa un pic pe loc, acum mi-am adus aminte, ia de-te-o leacă jos de mașină. Gata! Fugi, bre! Gata, mă întorc! Nu mai trage, ce dracu trageți, mă, așa? Fugi, bre. Stai, bre, pe loc, ascunde-te, nicăieri. Ascunde-te, bună, Antoniana, te văd tata aia, mă. Nu mă încoa. De ce? Vreau înapoi. De ce? Bă, chat. M-a luat foamea eu de la foame casc. Bre, ia dă-și mie un pic telefonul tău. Dă telefonul tău în coacă. Vreau să sun și eu pe cineva. Și nu mai am minute. Nu l-am la mine. Și dacă te controlez? L-am. Hai, dă un pic, am treabă cu el. Gata, ia. Bre, nu mă salta, Alessio, te-a saltat. Bă, cu el, bună, te văd tata aia. Am venit să fac legea pe aici, băi, Antonia Ioana, băi. Dacă vrei să faci legea, pune-i. Să ne facem 100 pe live și pe server 30. Bă, ce facem aici? Bă, mi-a luat telefonul. Bre, urcă-te mașină în spate. Dacă hai. Ai făcut vreo schemă, ceva, vezi că... Bă. Nu prea bine. Hai, băieți. Nu sunt pe optic în România. Sunt pe Xenon în România. Mamă. Vă țineți după mine, da? Deci chat. Eu pun pariu și vreau ca într-o lună. E de la Hat Optic ăla.
Bă, nu pot să-l înjur că nu am... Ai auzit, Brec, cât ai dat pe telefon? Am dat un pic. Aha, trebuie să-ți cumpere altul. Păi de ce? Nu, atât cu peștii. Bă, telefonul meu! Da, am uitat să zic. Să-ți cumperi și o cartelă nouă. De ce telefonul meu? De ce nu mai joci pe optic? Joc pe optic, dar joc doar cu zi, nu live, nu pe live-urile mele. Vezi că vine plumbul. Domne, dar unde dracu mă duceți, domne, că m-am săturat să merg? Ne plimbăm. Te-am scos la plimbare. Eu nu vreau să mă plimb, stau. Mergem cu iac. Avea și o treabă. Mergem cu un iac, stai liniștit. Avea și o treabă. Aveai? Da. Bine zis, aveai. De parcă se urs pe servăția telefonul. Da, puteam sunăm și noi pe ceva. Aveam eu un gând așa. Sună la poliție, chat, el de-aia am luat telefon, să nu sun la poliție. Bă, nu e lupul. Nu cred. Domne, cum vă numiți? Bre. Da. Poți să taci un pic de-n gură? Da, dacă spui, te cheamă. Taci, hai. Cum te cheamă, băi? Să spui centura, da? O să decolăm. Nu vreau să decolăm. Stau bine și pe pământ. Ai arme la tine. Da, bă, am un pistol. A, am două. Prost m-a făcut mămica mea. Nu pot să-mi scot mașină, trebuie să mă dau jos. Păi trebuie să mă dau jos, chat. Fără-l plec, e pe pistolul la cap. Domne, ce faceți, domne? Alo? Bre, eu zic să stai cu minte. Nu să stau niciun cu minte, păi ce dracu tu mă răpești pe mine? Fii atent. Dacă te dracu să-ți vorbești un cuvânt prin stație, te-am omorât. N-am stație. Fii atent. Trage aici, du-te la un garaj. Du-te la un garaj, n-auzi. Că zbor creierii. Acum te duc, bre, hai că știu un garaj apropiat. Ăsta, stânga! Am zis stânga. Nu e, că nu, n-am voie. Trag, dacă nu dai stânga, trag. Bine, bre, hai. Dreapta. Ia mașina. Ce? Ia mașina, bre. Hai și fugi. Depărtează-te. Bre, dă-te jos. Doamne! Arma jos, că am tras în secunda 2. Dacă n-ai lăsat arma jos, te-am tras. Ți-am mort, gata. Următorul e în capul tău. Caracter prost. Să glumești cu mine? Nu mai, făceam și eu. Treci în spate. Făceam și eu o glumă proastă. Stai pe loc. Ia stai pe loc. Dacă mai faci o schemă, te-am luat. Uite, mă, nu pot. Da, așa, te percheziționez și eu. Așa, ia de pistolul ăsta în coa. Așa, și dă și gloanțele astea. Gata, ți-am luat și pistolul, ți-am luat și gloanțele. Hai, treci încoa, treci în mașină. Păi eu aș merge, dar nu pot. Treci încoa mașină odată, haide. Hai, bre. Gata. Bă, chat, bă. Dezamăgit complet. Ți-am luat pistolul, deci dacă o schemă dacă mai sunt faci, prost. Vezi că eu am glumit până acum, dar următorul... Tata e noi programat live-ul cu mult timp înainte și nu s-a trimis notificare. Tata, nu te mai apuci de Valhalla? Nu știu ce server e ăla. Ah,
Uite, am zis ce să vrei, gata. Până acum am glumit cu tine, dar... Nu e... Nu, Leonard, dacă vrei să intri, intri aici pe ăsta, pe Xenon și faci și roleplay dacă vrei. Bă, aici am eu niște prieteni în paletă. Aia de m-au răpit data trecută, cea dacă... Dacă... Dar n-avem cum să-i sunăm. 7 7 6 s-a ultima dată aia. Nu cred că a luat curba. Am luat pistolul. Am luat pistolul, chat. Poate să-l omor, da, chat, dar era, nu era singur, asta era toată chestia. Salut din Moldova. Salut, Dragoș, te văd tata aia. Salut, Dragoș. Te apuba tata aia. Dacă vine un, dacă nu vine un SS, te ajute Eric. Domne, dar nu vreau, domne, să mor, vreau și să mai trăiesc un pic. Bă, taci din gură, n-a zis nimeni că te omoară. Asta e vrăjeala dumneavoastră. Aoleu, mai sunt mașini aici. Ne-am dus, dracuceat. Vine o bresă, sau veniți chat, veniți toți. Veniți toți să mă ajutați. De data asta vă las, faceți voi SS, da, SS frumos. Gata. Stai aici, stai pe loc. Să nu fugi. Mă. Așa, hai, treci încă după mine. Lua-te ar dracu să te ia, bă. Pu. Bă, stai ușor, ușor. Nu te omoară nimeni, da? Stai liniștit că nu te omoară nimeni. Hai, vină încoa, în fața mea. Bă, ce, eu sunt prost să cred. Băi, eu ce? Ce să zic? A luat cheia din mașină, chat. Oi fi, n-o fi, noi fi, nu mă interesează. Hai, treci sus. Pe unde? Aici, aici, aici. Bă, moșule. Să fiu al dracu ăsta, de unde a apărut? Bă, ce vreau să fug! Ia, mă, ține așa, în genunchi. Bun, o, lasă să stau în cur. Sau cum vrei, nu știu, cum vrei să stai. Așa, băieți, duce și faceți un pic de patrulă pe afară să nu vină cineva, că am văzut că m-a urmărit o mașină. Da, moș. Ia stai tu un pic cu domnul aici, că mă duc să verific eu. De unde dracu tot apar, bă, toți? De unde dracu apărez, mă, ia zi și mie. Zi, bă! Hai, duceți-vă și faceți patrulă că vorbesc eu cu domnul. Nu vorbim, eu nu sunt doritor de a vorbi. Eu zic că o să vrei să vorbim. Și crede-mă, chiar o să vrei să vorbim. Spune! Dacă sunt tăia de data trecută, păi nu sunt tăia, deci, că ei erau diferiți. Domnul, erau îmbrăcați în alb. Nu? Da, de unde știți? Eh. Cine v-a mințit? Nu m-a mințit nimeni. Sunteți de mult timp urmărit de noi. Ce ați mai fost prins încă o dată? E vai de capul meu. Și tot aici ați fost adus. Poftim? Ați mai fost prins odată de către noi și ați fost tot aici adus. Tot aici adus. Aduceți-vă aminte. Bă, chat! Deci tate să... Să-mi dau masca jos ca să mă recunoașteți? Nu, 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 două secunde, vă rog. Să mă gândesc acum, lăsați-mă să mă gândesc, dați-mi două minute să mă gândesc. Bă, chat! Cine mi-aduce aminte? Cine îmi zice exact când am mai fost noi aici adus și dau moderator? Pe live-i dau moderator. Cine mi-aduce în momentul ăsta aminte când am fost și de ce am fost noi aduși aici? Acum mi-a picat fisa. E vorba de o fată. Da, e vorba de o fată. Aduceți-vă aminte bine. Ha?
Ai fost atunci că erai nou, nu? Acolo am fost la abator. Gina, nu Gina, chat. Aduceți-vă aminte. Da, am fost răpida. Când am fost eu adus? Ce, acum cred că vreo două luni de zile eram pe... Eram pe celălalt oraș chat. Știu că ți-au luat 100 de milioane, da? Dar de ce mi-au luat? Ca să plătesc o fată, să o iau înapoi o fată la care ținea tata aia mult. Ia aduceți-vă aminte chat. Aduceți-vă aminte chat. Că acum mi-am luat și eu aminte. Bravo Adriane! A plecat moderatorul. Nu. Pe Marina au luat-o. A, gata, era vorba. Da, Mihai Petrișor. Dar a zis Adrian primul și am dat moderator. Gata, domnule, mi-am adus aminte. A, v-ați adus aminte acum. Când m-a șantajat să iasă, când ați fost pe mână cu zdreanța aia. Mă rog. Ia, stați așa un pic aici, stați un pic aici, băieți. Dacă mi-au ce pe la ora să mor dacă nu plec. Îi zic să mă împuște. Deci dacă el au ce acum pe la ora, eu îi zic să mă împuște. Păi și cum fug eu cu ăștia doi aici? Domnule, mă auziți? Alo, ce faci? Domnule, din greșeală, domnule, din greșeală, nu din greșeală, stai liniște, din greșeală. Un tâncur direct, moșule. Gata, domnule, stai liniște, nu mai scoate pistolul. Am încercat altceva, am crezut că s-a fecat amândoi, da. Dar nu i-a fecat niciunul. La ce bătrânie ești, poate ai trâmbelele. Așa, revenim. Deci v-ați adus aminte, da? Da. Era vorba de o zdreanț. Dacă dumneavoastră așa considerați, nu pot să vă contrazic. Cred 100%. A plecat cu altul și m-a lăsat pe mine cu ochii în soare. Vezi, dacă ai încredere în femei. Ne-au ajutat foarte mult banii dumneavoastră de atunci. Nu mai am alții. Să sărac. Nu mai avem nevoie de bani. Am pierdut toată averea, am pierdut nimic, tot. Domnul tataia, suntem cei mai mari mafioși de pe oraș. Așa m-am mințit și ăla de bafurat ieri. Alaltieri. Domn tataia, acum vreau să vorbim serios, să vreau să ne ajutați cu ceva. Cu ce? Spuneți că vă ascult! Deci, numele meu, că tot azi o să știți cum mă cheamă. De azi îl voi uita! Fonti, domnul Fonti. Fonti, aaa! Dar ce s-a pus așa? Pavel Patron. Au vrut să te fonteze ăștia, să spună o fundiță la naștere? Nu, mai bine îmi ziceți el patron. Da, el baston. Îi tăiam un deget? Nu, el patron, doamne, el patron, colegul, ceva. Adă-și tu un pic fierul. Să trăiți el patron, ți-ai el patron! Colegul. Să trăiți el patron. Da, să stai aici, stai aici. Poți să te ridici, tata. Nu, stai că am eu un cuțit la brâu. Ca să nu mai stai, că știu că ai reumatism. Am de toate. Hai, Paris Gaming, salută pe tata aia. La vârsta ta de 69 de ani, ce-ți mai zic? Nimic, nu mai ce nimic. Bune, domne. Așa, deci ți-am zis, noi suntem cea mai mare mafie de pe oraș. Așa. Așa, noi vrem să ne ajuți cu o chestie. Cu ce? Ești bătrân și nimeni nu te suspectează pe nu tine. Nu te fute. Pe nu mă suspectează cu ce? Suspectează poliția. Deja toți trei de aici avem mandate de arestare. Aoleo! Așa. O să vrem, chiar că vrei, chiar dacă nu vrei, tot o să ne ajuți. Hai mă, știu că tot nu ți se scoală. Dar de unde știi mă tu că nu mi se scoală? O să avem nevoie să ne transporti ceva. Laura a zis. Acel ceva ce? Păi, ghici. Aaa, dumneavoastră lucrați la pâine. M-am prins, domne. Ce da, dracu nu ziceți că... niște covrigei, niște mucenici, niște vârpulați. Da, domne, oricât.
Care e salariul lunar? Tataie. Salariul lunar vreau să știu. Un leu. Dar ce, domne, crezi că eu glumesc? Eu chiar cred că dumneavoastră lucrați la pâine. Colegul, lasă-mă un pic, vorbesc. Deci. Ilegal. În secunda asta s-a terminat cu gluma, da? Ah. Dumneavoastră vrei să duc cumva lucruri ilegale? Aute, ce deștept ești. Păi, dar nu vreau. Parcă erai mai fricos atunci când te-am luat prima dată. Nu vreau să duc nimic. Nu voi duce niciun lucru ilegal, nimic. Ți-am zis că vrei, că nu vrei, tot o să faci. Ia, unde-i cuțitul ăla? Gata. N-aveți, domne, cum să mă convingeți, nu fac. Nu fac așa ceva. Nu, gata, fac. Dacă vreți, plec de acum, domne. Stai pe loc, nu, stai aici, nu. Deci, o să avem nevoie să ne transporti un camion. Așa. Cu o tonă de cocaină. Dacă n-asculti, dă mesajul lui Laura, stăia. Chiar că, bă, că Laura a murit. Mai știi? Dar să nu mă ia pe mine, să vă ia pe voi prima oară. Zice că noi am omorât-o, dar partea a doua. Asta da. Poate am lăsat-o. Așa. Deci, avem nevoie de tine să ne transporti un camion cu o tonă de cocaină. Și aveți nevoie de mine. Păi da, ce să fac, domne, să fii bănuit. Și eu ce să fac, domne, să o trag pe nas, ce să-i fac? Nu, s-o transport. Nu trag, domne, avem fără... Avem un client care ne plătește foarte mult bani pentru ce transportăm. Ionț Alexandru Mureșan, salut pe tătaia. Dacă ți se transportul... Că știi și tu ceva. O să primești o parte din bani. Să primești 15% din profitul care îl scoatem. Și dacă te descurci și nu te prinde poliția, o să lucrăm... Domne, dar nu vreau, domne, nu vreau! Tataie. Gat. Când începem transport? Transportul încă este în pregătire. Mai avem. A, deci mâine. Mâine, poi mâine, nu știu. Dar cel târziu mâine. Mâine sigur, mâine sigur. Da. O să ai două mașini, una în față, una în spate. O să-ți explic planul de acum, chiar dacă o să-l uiți până mâine, dar o să-ți explic și acum și te explic și mâine. O să ai băieții de lângă mine o să fie în mașini, da? Unul o să fie în fața ta, unul o să fie în spatele tău. Bă, ce ai bat? În care te-a oprit poliția, m-ai sunat. Chestorul general, mi-e un foarte bun prieten și mă înțeleg cu el. Vezi că te-a sunat providentul, nu m-a sunat. Pentru mine și n-are de ce să nu mă refuze. Ce este refuze? Dacă te oprește, să nu-ți ia marfa și să te ia și pe tine, să te ridice. A, nu e, că dacă ne oprește, oricum e tot ilegal și e rău, e cu acțiuni, mă rog. Eu ți-am explicat ceva, deci o să ai două mașini, una în față, una în spate. În secunda în care te-a tras poliția pe dreapta, Doamne ferește, dar punem și asta, o să mă suni pe mine, în secunda 2, mai sună. Desigur. Ok? Da. Așa, uite, ca să vezi că sunt om bun și că nu mint cu transportul și cu ăstea, o să primești bani acum. Ce înseamnă o parte? O parte înseamnă că o să vezi. 25 de milioane! S-a trăit! Te-am convins? Te-am da, convins? Da, da, da. Asta cât e? Sfert din bani sau jumate? Nu, nici jumate nu e. Nici 2% nu e din tot transportul. Gata, am plecat. Bă, nu, din banii mei, nu din tot transportul. A, din banii tăi? Da. Nici 1% nu e. Adică noi o să luăm mai pe mult? Toată marfa, noi o să luăm pe toată marfa, o să luăm 4 miliarde. Olele, unul e al meu. Nu. Eu am încercat. Mai mult de 150 de milioane nu o să primești. Eu am încercat cu un miliard. Am zis că poate miese. Acum, domne, deci, un număr de telefon îmi dați? N-am telefon. O să mergem să-ți cumperi un telefon fix acum, o să mergi cu mine. Băieții! Ne auzim la bază, da? Da. Bine, băieți. S-a trăit? Atunci haideți să vedeți cum vrem telefon, domnule. Două secunde, tata, stai pe loc. Ce? Hai să mergem. Uite, eu nu putem să mergem fără mască. Stai pe loc, ușor. Mergem ușor. Mergem ușor, geamuri fumurii.
Păi da. Asta e a noastră, mașina cealaltă, mașina cealaltă. Da, da, da. Băi. La cel mai apropiat magazin vreau, domne. Să mergem și la cel mai apropiat magazin, dar vreau să mă duc să fac ceva la mașină. O reparați după, domne. O să o repar după. Vezi, știi, nu pierzi timpul. O să te duc la un magazin. Sau cel ăla mai bine ăla te duc la un garaj. Te sau duc la așa. Un garaj. Te duc la un garaj. Mă lăsați la un garaj, da. Îți iei mașina și ne întâlnim în oraș. Îți dau un cod poștal, dar dacă după ce te-am lăsat la garaj... Lasă numărul de telefon! Lasă numărul de telefon, că îl notez pe foaie! Așa. Să mor, 0799. Ce-am notat? Salut, cu respect! Ce ziceți? 0799. Am și eu nevoie de direcții spre spitalul Paleto. Știți cumva unde e? Da, în față. Dreptă față și la stânga! Tata, e pune-și centura. Eu vreau la un garaj! Pune-și centura. O am. Ține-te bine că de acolo. Tata, e mai dea moderator, am dat moderator deja, Andrei. Tata e, te pui pe spate, în mașină, că mă opresc, mă bag cu poliția. Și nu-mi dai mie mașina să plec eu cu ea? Nu. Bă, dar eu am luat numărul de telefon. Bună seara, Vlăduș 2223. Dă-te la volan, Andrei. Hai, urcă, conduc eu. Gata, m-am dat. Ce dracu, nu știu să vorbești frumos, că imediat mă dădeam. Vrei să vorbesc cu râs sau să te bat? Să vorbești frumos. E, păi și atunci. De la magazinul ăsta nu cred că poți să-ți cumperi telefon. Salut tataia, salut tataia, Signai, salut tataia. Ba da, de la orice magazin. Telefon fără chip, fără nimic, ca să nu poți fi localizat. Ok? Bine. Hai că mergem să luăm un telefon. Unde e asta, în oraș sau la orice magazin? Notează-ți numărul. Zi numărul și lasă-mă la un garaj. Notează numărul zi. Și îți fac eu rost de telefon. Zi 0799 0799 142. Da. 284 284. El patron. Păi nu pot să-l trec momentan. Puneți acolo pe ai chat cu 50 pe server. Pot 30. Te duc la garaj, te duci, da. Te iei telefon și mă suni. Și îți dau o locație unde să ne întâlnim, da? Să mai discutăm. Așa. Ai înțeles? Dar nu putem, domnule, să discutăm mâine, că mă pun și eu să dorm, că mă mie somn. Bine, tata, te pui la somn atunci. Bine, mă, scăpai de el. Te las la garaj și ne auzim mâine. Nu mai zici pe optic, nu mai joc. Ce-a fost să face? Te-am adus până la garaj, te să plătești cursa. Hai, șefule, mi-ai dat banii să-mi iei înapoi. Lumea, tataie, hai. Răzvan, tâi, salută-mă, tataie. Dă-te jos. Mersi mult. Te pup. Da, așa că bag și o mașină. Puh, luat-te ar dracu. Luat-te ar dracu. Nu mai joci pe optic. Bă, grasule, ți-am zis, nu mai joc din cauza că mi-am luat toate checkpoint-uri. 9000 de minute. Intru, o să fac live-uri cu zi în general pe YouTube. La el pe canal, dar nu mai joc eu pe cont meu, nu mai joc pe YouTube.
Bă! Noi de ce mergem pe discuri? Da, eu acum am văzut că noi mergem pe discuri, trebuie să o tragi deoparte. Sună la mecanic. Nu am telefon. E bine. Tata, intru și eu pe server, intră, vă aștept, eu fac rol pe toată lumea aici pe server, vă aștept să ne facem noi un 30 de persoane, două, un 30 măcar, 25-30. Că cel mai mult am fost 24 azi. Noi, ăsta e serverul care ne jucăm în fiecare zi non-stop pe el, deci de data trecută de când ne-am apucat prima oară de live, mi-a plăcut și ne-am apucat definitiv pe serverul ăsta. Hai stropeală că e server de Pokémon. Opticul da, e. Opticul chiar e. Știu că ai zis că e server de Pokémon, că opticul e... Optic e optic. Mă rog, eu nu mă interesează, nu mă iau de nimeni, fiecare cu comunitatea lui, nu mă iau de absolut nimeni, nu am o treabă cu fondatorii, cu nimic, nu-i înjur, nu am nicio treabă cu ei. Fiecare cu treaba lor, doar că eu nu mai fac live-uri la ei pe server, atât. Bă, chat, cam atât cu acest live. Oprim noi live-ul aici, vă aștept să facem roleplay aici în continuare. Ne auzim. Că trebuie să intrăm să facem live roleplay și cu zi. Ne auzim, vă aștept aici pe server și mâine de la ora 6:30 ne auzim iar. Dar o să programez live-ul foarte din timp ca să se poată trimite și notificarea de preferat. Așa că vă pot ataia pe toți, noi ne auzim mâine. Eu am fost ataia și noi ne vor vedea mâine la un nou live, blană. Bombă! V-am pupat, chat! Și pa, și pa!